Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la penultima ediție acestui an de Torino Web Știri. Începem cu câteva noutăți care vin din România. Miercuri, 16 decembrie, Traian Băsescu a fost confirmat oficial de către Curtea Constituțională pentru funcția de președinte al României. Numirea a venit în urma verificărilor făcute la solicitarea Partidului Social-Democrat cu privire la fraudarea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2009 de către Partidul Democrat Liberal. Astfel s-a recurs la renumărarea voturilor declarate nule din țară, dar și de la secția de votare din Bolonia. Rezultatul a arătat că alegerile au fost corecte și că nu există suspiciuni de fraudare. Tot din România vine și știrea că Traian Băsescu a desemnat oficial drept prim-ministru pe Emil Boc. La al doilea mandat de premier desemnat după o perioadă de prim-ministru interimar și o demitere din aceeași funcție de prim-ministru, Emil Boc se declară gata ca în termen de 10 zile să elaboreze componența noului guvern al României. Acest nou guvern se dorește a fi unul care să confere stabilitate și care să fie capabil să rezolve problemele economice ale României, una dintre ele fiind bugetul pentru 2010. Pentru cei interesați, trebuie să anunțăm că în zilele de 24 și 31 decembrie Consulatul României la Torino va fi deschis pentru lucrul cu publicul doar în intervalul orar 9-12. De astăzi veți putea întâlni pe liniile de transport din, în comun din Torino doi români cu cetăție, cetățenie italiană care vor controla biletele, dar vor facilita și comunicarea cetățenilor români care încă nu vorbesc limba italiană. Astfel, GTT a realizat o premieră în Italia din dorința de a face cât mai eficient controlul pentru cei ce nu știu limba italiană. Pentru sâmbătă după amiază de la ora 17 vă propunem un extraordinar concert de harpă și flaut. Duetul va fi realizat de Maria Gisela Petrilă la flaut și Marciana Petrilă la harpă. Concertul va fi susținut la Biserica Sfânta Cruce din Vinovă, iar intrarea este liberă. Primii fulgi de și au făcut astăzi timid apariția și sperăm ca zăpada să nu se lase prea mult așteptată. Așadar, și noi vă dăm posibilitatea să intrați deja în spiritul sărbătorilor de iarnă. Sâmbătă, 19 decembrie, de la orele 21, la biserica Sfinții Petru și Paul din Via Saluzzo 25, va avea loc urări pe muzică, un concert de Crăciun susținut de grupul coriștilor din Torino. De asemenea, vor fi interpretate și colinde românești din repertoriul grupului Răchita. Organizatorii evenimentului sunt asociațiile Armonia și Bucovina. Am dorit să începem prima parte a agendei culturale cu aniversare. În această săptămână, pe 15 decembrie, am sărbătorit 58 de ani de la nașterea lui Ioan Lucian Mihalea. Mulți dintre noi ne-l aducem aminte din grupul vocal Song, dar și de la celebrul cor de copii Minisong. Pe lângă meseria de profesor de canto, Oanță, cum era poreclit de prieteni, era real realizator și prezentator al emisiunii TV pentru copii Tip Top Mini Top. Conform apropiaților, era un om plin de candoare și șarm, adorat de copii, stimat de adulți, acum însă se odihnește pe alea artiștilor din Cimitirul Belu. Dar mai bine să urmărim un fragment muzical al grupului Song.

în această perioadă a anului a devenit o obișnuință de 20 de ani încoace să vorbim despre Revoluția din 1989, dar și despre viața românilor din perioada comunistă. Dacă doriți să luați parte la discuții pe această temă, sunteți invitați marți 22 decembrie în sala Pascoale Cavaliere din via Palazzo di Città 14 bis de la ora 20.30. Evenimentul este realizat de Asociația Terra del Fuoco cu sprijinul regiunii Piemonte sub titlul 20 de ani în urmă, în timp ce Ceaușescu cădea, Italia descoperea România în drumul său spre Uniunea Europeană. Întrarea este gratuită. Și pentru că urmează cea de-a doua parte a agendei culturale a săptămânii, nu putem vorbi despre altceva decât începuturile Revoluției din 1989. Împreună vom face o aducere a celor întâmplate. Totul a început în 16 decembrie la Timișoara. De la nemulțumiri locale, o hotărâre judecătorească conform cărea pastorul reformat Laslo Teoches urma să fie strămutat în altă localitate, se ajunge la revendicări pe plan politic. Pentru prima dată, oamenii prind curaj și cer ceea ce își doreau cel mai mult. Scandează fără încetare libertate. Timișorenii se strâng în piața catedralei în număr mare. În noaptea de 16 spre 17 decembrie, având loc și primele confruntări între manifestanți și forțele de ordine. În 17 decembrie, tot la Timișoara, la ordinele lui Nicolae Ceaușescu, se trag primele focuri de armă. În manifestanți, taburile blochează intrările în oraș, iar elicopterele efectuează zboruri de supraveghere. Treptat, revolta se extinde în București și apoi în toată țara. Aici se încheie ediția de astăzi, vineri, 18 decembrie, a Torino Webstiri. Eu vă mulțumesc tuturor pentru atenție, vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și pe săptămâna viitoare, mai exact pe marți. Va fi o ediție specială de Crăciun și ultima pentru acest an. Vă reamintim că toate edițiile noastre sunt disponibile pe portalul YouTube în secțiunea primăriei din Torino.